În această seară la Biserica Sfântul Silvestru, când în cadrul întâlnirilor pe care le organizează grupul întemeiat de Părintele Constantin Gadeliu, pentru 15 ani, conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului, în această seară l-avem invitat pe Părinte Diacon Lector Sorin Mărache, pe care îl cunoașteți dumneavoastră foarte bine, se vede din numărul dumneavoastră, că cred că îl căutați și dăm slavă lui Dumnezeu că s-a reușit să ne răspundă astăzi invitației, deși are invitații cam pe toate zilele astea, de câte știu, așa că peste tot, în București, și face o lucrare pentru care rugăm pe Dumnezeu să-L întărească și să dea rod de inimile celor care îl ascultă. Deci nu o să-L mai prezint pe Părintele, pentru că e deprisos și timpul nu se folosește cel mai bun mod. Tema de astăzi este prețul social și roadele duhovnicești ale bunătății. Acesta este titlul cel mare. Prețul social și roadele duhovnicești ale bunătății, cu un subtitlu Însemnări despre câteva locuri din filocalie și unele date recente din neuroștiință. Acum, dacă reușim într-un minut să ne organizăm cu totul, după ce am avut Sfânta Liturghie, după ce ne-am împărtășit din trupul și sângele Domnului, acum suntem nerăbdători să ne împărtășim dintr-un cuvânt folositor. Vă dau cuvântul. Acum, mulțumim-vă încă o dată ca să vă invitați. Mulțumesc foarte mult pentru onoare. Oricine din biserica noastră ar fi onorat să vorbească despre Dumnezeu în biserica unde este nevoit probabil cel mai mare predicator pe care l-am avut noi în biserica noastră în ultimele decenii. Părintele Constantin Gadeliu, Dumnezeu să-L odihnească, și eu sunt unul din mulți, din foarte mulți tineri care au beneficiat de forța Cuvântului Părintelui Gadeliu și îi suntem noi toți, în generația noastră, recunoscători pentru conferințele extraordinare pe care le ținea și care ne-au convertit pe foarte mulți la adevărata viață, la viața în Hristos. Deci, sunt foarte onorat, sunt bucuros, mă leagă o amintire plăcută deja de Părintele Cristian, că am mai avut o activitate care l-a evocat pe Părintele Constantin Gadeliu la Universitatea de Medicină, am mai fost și în parohia noastră. Deci, deja am putea spune că suntem însoțitori unul celălalt pe calea aceasta frumoasă a vieții spirituale. Intrăm direct în subiect, pentru că sunt multe lucruri de spus. Primul gând pe care ar trebui să-l pomenesc aici este cel legat de felul în care suntem pregătiți să primim ceea ce ne spune prin gura Sfinților Părinți credința creștină. Și cu nimic mai potrivit de să vorbim despre Dumnezeu într-o seară așa minunată, după ce s-a săvârșit liturghia darurilor mai sfințite, după ce unii dintre dumneavoastră s-au împărtășit, pentru că vorbirea despre Dumnezeu nu este ca vorbirea despre lucrurile lumii acestea. Și foarte greu ne găsim momente în timpul zilei, în viața obișnuită, să ne conectăm la adâncimea pe care o propune adevărul de credință și reflecția Sfinților Părinți. De aceea, primul lucru pe care ar trebui să-l facem atunci când încercăm să ne legăm de înțelesurile duhovnicești, este să ne cercetăm pe noi și să vedem dacă suntem pregătiți pentru asta. Dumneavoastră sunteți mai pregătiți decât mine în seara aceasta, pentru că eu am avut câteva întâlniri
tot legate de activitatea aceasta a bisericii, dar mai puțin adâncite în sfera duhovnicească. Dar, în general, atunci când vorbim despre reflexia și despre viața credinței, ar trebui să facem această cercetare de sine și eu încerc să o fac pentru mine și să îmi dau seama că sunt prea puțin vrednic să vorbesc despre bunătate. În al doilea rând, ar trebui să ne luăm câteva măsuri de precauțiune cu privire la ce a lăsat lumea în noi. Pentru că lumea cu cultura ei și cu societatea ei ne împiedică pentru viața duhovnicească în bună măsură. Nu intrăm într-o discuție care să vizeze de ce face lumea lucrul acesta. E mai puțin important felul în care ea ne provoacă, e mai important pentru noi să ne concentrăm, așa cum Sfinții Părinți ne învață, pe lupta noastră interioară de a alege ceea ce este bun în ea și de a merge mai departe. Dar e limpede că atunci când facem o evaluare a lumii din jur, trebuie să ne luăm măsuri de siguranță, de precauțiune, ca să evităm piedicile și capcanele pe care uneori societatea de consum, societatea spectacolului ne le pune înainte. O mare binecuvântare pentru vremea în care noi trăim este știința. Știința care, ca niciodată, este foarte aproape de Cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care vor să vadă lucrul acesta în ea. Și seara aceasta o să încerc să vă aduc în atenție câteva lucruri pe care știința, spunându-le, devine un avocat foarte convingător pentru viața religioasă, pentru spiritualitate, pentru un anumit mod de a trăi. Și lucrul acesta nu este de lepădat. Vedeți, unii oameni constată pe bună dreptate că s-a înmulțit necredința, s-a înmulțit manifestarea ateismului sau autonomiei vieții, dar nu putem să trecem cu vederea faptul că s-a înmulțit și dovada necesității unei vieți spirituale în lumea de astăzi. Și în privința aceasta, cum spuneam și cum o să încerc să vă convinc și pe dumneavoastră, deși sunt convins că deja aveți multe din date pe care vreau să răspund, vrea să ne convingă prin datele și prin descoperirile ei și cercetarea de astăzi. Aș pleca la drum cu constatarea aceasta, că trăim într-o lume care face multe lucruri, oferă foarte multe lucruri, dar care ne împiedică cumva spre viața spirituală. Într-una din scrierile filocalice de căpătărie, Filocalia 7, Sfântul Grigore Sinaitul, evidențiază 5 dintre lucrările pe care un creștin ar trebui să le aibă înainte de a se ruga. Fac de fiecare dată precizarea aceasta pentru că nu mai este cazul să vorbim despre un creștinism în catacombe, cum era în perioada comunistă. Acum putem vorbi pe față despre viața spirituală și trebuie să spunem tuturor credincioșilor, mai ales acelor credincioși care au făcut o școală și care și-au întărit mintea în a înțelege lucrurile atunci, că nu e de ajuns să ne rugăm. E foarte important cum ne rugăm. E foarte important cum ne pregătim pentru rugăciune. Și e foarte important ce facem după ce nu ne mai rugăm, după ce rugăciunea s-a încheiat. Pentru că foarte puțin dintre noi se pot ruga în continuu, cu adevărat. Mulți spun că se pot ruga, poate, în continuu, neîntrerupt, dar rugăciunea neîntreruptă este un mare dar de la Dumnezeu și mulți dintre părinții care au constatat că nu au găsit înlocuitori folositori pentru aceste momente în care noi nu ne putem ruga. Și noi, cei ce recunoaștem că nu ne putem ruga neîntrerupt,
până la a dobândi această rugăciune întreruptă pe care trebuie să ne stăduim, să o dobândim, trebuie să apelăm la lucrările pe care ei înșiși le-au făcut. Mă refer aici la meditație. Meditația, în multe dintre scrierile părinților, este foarte importantă. Felul în care medităm la Dumnezeu când nu ne rugăm, pentru că meditația nu este rugăciune. Am avut mai multe discuții cu unii dintre studenții de la teologie care în grabă mi-au spus, neștiind textele filocale, ci pentru creștinism nu există meditație. Există meditație în budism, există în practicile orientale, dar în creștinism nu există meditație. E foarte importantă meditația. Dacă vezi un autor care vorbește despre meditație, citiți-l pe Sfântul Isaac Sirul, de exemplu. Are texte întregi care vorbește despre cât este de importantă meditația și faptul că ea este practicată, mai ales atunci când noi nu ne putem ruga, pentru că ne pregătește pentru rugăciune. Ei bine, astăzi avem multe piedici din partea lumii, pentru că avem tot felul de obișnuințe sau de comportamente care ne frânează în viața duhovnicească. Aici am scris câteva dintre ele. Dacă Sfântul Grigorie Sinaitul spune că înainte de a ne ruga trebuie să tăcem, astăzi ne confruntăm cu o adicție a comunicării. Se comunică foarte mult, se vorbește foarte mult, se schimbă mesaje și suntem însoțiți de cuvânt aproape în permanență. Și atunci când suntem însoțiți de cuvântul vorbit sau de cuvântul ascultat, cum este cazul acum, eu vorbesc și dumneavoastră ascultați, nu ne putem însoți de reflecție. Atunci când cineva vorbește, nu poate reflecta. Atunci când cineva ascultă, nu poate reflecta. Atunci când cineva se roagă, nu poate reflecta. Și unul din locurile importante la Sfântul Isaac Sirul ne spun tocmai acestea, aceste observații ne sunt spuse acolo. După rugăciune trebuie să reflectăm, trebuie să medităm la ce am spus în timpul rugăciunii, pentru că atunci când spunem rugăciunea, noi nu putem medita la ce spunem. Și cumva după ce s-a terminat rugăciunea, trebuie să ne gândim din nou, uitându-ne cumva la noi înșine și la ce au spus buzele noastre, să vedem dacă noi suntem în conformitate cu lucrul acela. Pentru că atunci când suntem în rugăciune, nu avem timp să ne și vedem pe noi înșine. Eu, de exemplu, am tradus asta foarte ușor, citind un pasaj din Sfântul Teofan Zăvărâtul, care îi spunea unei credincioase că dimineața trebuie să spună crezul. Chiar dacă nu are timp să-și facă pravila, să-și facă rugăciune dimineață, crezul să-l spună mai întâi, pentru că crezul ne arată pe noi într-un context de valori. Noi spunem în ce credem. Ei, după ce spunem crezul și reflectăm la crez și ne uităm la noi înșine, o să ne dăm seama că noi nu suntem în conformitate totală cu ce am spus că credem. Noi nu trăim ca și cum am aștepta învierea morților. Noi nu trăim ca și cum Împărăția lui Dumnezeu nu are sfârșit. Noi nu trăim și ne uităm la semenii noștri cu conștiința că Hristos și-a dat viața și pentru ei. Pentru că noi nu spunem în crez că Hristos și-a dat viața numai pentru creștini. Atunci, foarte ușor judecăm pe alții, de exemplu, sau suntem aspri cu mulți dintre semenii noștri, uitând că Hristos s-a răstignit și pentru dânsii și asta afirmăm în miezul liturghiei în fiecare duminică. În felul acesta, uitându-ne la noi, ne dăm seama că în rugăciune fiind, noi de foarte multe ori facem formal rugăciunea. Adică nu putem să spunem că am pus fiecare cotlon al ființei noastre în acord cu ceea ce spunem că facem sau că credem sau că simțim. Pentru că rugăciunea ne cere foarte mult. Rugăciunea ne cere cam totul. Părinții, când au făcut imnele religioase, erau foc și pară de credință. Trăiau cu toată intensitatea lor. Și ei au pus această intensitate a trăirilor în cântări. Noi trebuie să ne judecăm pe noi și să ne dăm seama că suntem departe de acea ardere intensă
ca să ne smerim și în același timp să ne mai împungem un pic și cu smerenia, dar și cu plânsul, dar și cu osteneala, ca să începem încet, încet, în sfârșit, să fim pe cale de a deveni ceea ce spunem în fiecare duminică că suntem. Și în acest context al reflecției, e foarte important să tăcem. Pentru că dacă vrem să ne analizăm pe noi înșine sau să ne obișnuim cu analiza noastră, cu reflecția despre unde suntem noi în raport cu ceea ce spunem noi că facem și credem, e nevoie să ne obișnuim să tăcem. Adică să ieșim din registrul de a utiliza cuvânt. Cuvânt în exprimare sau cuvânt în ascultare. Cuvânt în vorbire sau cuvânt în scriere. În reflecție, mintea iese din regimul acesta al cuvântului. Îi se spune, printre altele, atenție. Un fel de atenție analitică. Pentru că lucrează cu concepte, cu cuvinte. Dar există o atenție care este alta decât computațională. Uitându-se la cuvinte și calculând sau cumulând înțelesurile lor. Este acea atenție meditativă sau reflexivă. Care nu vorbește în mintea noastră cu cuvinte. Noi gândim mai puternic, mai adânc și mai repede decât putem vorbi. Și atunci când cineva nu mai vorbește și reflectează, mintea lui sprintenă, desprinsă de limbaj, de limbajul unui foarte concret și neputincios în a prinde atenție, sprintenită mintea, pentru că nu mai gândește cu cuvânt sau cu concepte, ajunge să coboare foarte în adânc și să prindă unele rădăcini ale ființei noastre pe care noi altfel nu le putem descoperi dacă doar vorbim. Și tăcerea e foarte importantă la Sfântul Grigore Sinaitul. Este prima dintre lucrările care pregătesc starea potrivită pentru rugăciune. A doua este înfrânarea. Și asta în antipodul suprastimulării senzoriale. Astăzi avem o cultură care ne învață să fim invers, să fim dezlegați de orice autocontrol și să calculăm cât mai mult timp pentru a experia ceea ce lumea ne oferă nou. În realitate, pentru viața spirituală este necesară înfrânarea. Și asta cumva în opoziție cu suprastimularea senzorială. De aici și dificultatea pentru cineva care dorește să cultive viața spirituală într-o lume în care se cultivă, de fapt, suprastimularea senzorială. Supravegherea de sine este un al treilea lucru pe care cineva trebuie să-l facă după Sfântul Grigore Sinaitul, înainte de a începe să se roage. Înainte de a citi din Scriptură, înainte de a cânta. Că așa le pune Sfântul Grigore Sinaitul. Pe acestea cinci le pune înaintea tuturor celorlalte care sunt esențiale, adică citirea, cântarea și rugăciunea. Nici chiar Sfântul Grigore Sinaitul, care este unul din părinții care a călătorit prin lume și prin Bizanț să învețe pe credincioși să se roage continuu, făcând comunități, asta a fost principala lui lucrare și preocupare. Deci avea această rugăciune încetată și încerca să o arate altora. Nici chiar el nu scrie pe programul celor înaintați în viața duhovnicească, este rugăciune continuă. El alternează rugăciunea cu cântarea și cu cititul. Și chiar face un program foarte frumos al modului în care viața și ziua unui monah s-a putea organiza. Deci, supravegherea de sine este a treia lucrare, este foarte importantă și asta e în opoziție cu multitasking-ul, care este foarte cultivat astăzi în munca și cultura organizațională. Compasiunea este o altă lucrare foarte importantă, despre care o să vorbim imediat, pentru că ea ne deschide spre semenii noștri. Și astăzi găsim un alt contrast între compasiune și competiție. Și asta ne arată, iarăși, atunci când vrem să legăm ceva de felul vieții duhovnicești în noi înșine, trebuie să fim cu băgare de seamă dacă nu cumva mintea noastră, judecățile noastre sunt foarte mult afectate de modul concurențial de a gândi.
în raport cu semenii noștri, cu colegii de serviciu, cu vecini sau chiar creștini între noi, gândim așa. În fine, contemplația este diferită de ceea ce se numește consumerism și aici este iarăși foarte mult de spus, unde ne cheamă lumea să consumăm cu simțurile și unde ne cheamă viața domnicească, să nu ne fructăm de nimic și să ne bucurăm de toate. Pentru că asta este contemplația, de fapt. A nu consuma nimic, a te simți nevrednic să consumi și a mulțumi lui Dumnezeu că ai avut șansa să vezi ce ți s-a dat. Și se consideră că alții nevrednici se consume în lume. Ultima dintre ele e cea despre care am mai spus și se așează cumva la capătul tuturor, e putința reflecției care, în general, este ignorată atunci când cineva caută diversificarea sau experiența, experimentarea. Și generația tânără astăzi este foarte mult încercată pe teritoriul acesta al experimentării. Și atunci când vrem să experimentăm iar și iar lucruri noi, nu avem timp să reflectăm. De fapt, nici nu extragem din experiență lucrurile esențiale, pentru că nu experiența ne face oameni atenți, ci reflecția de pe marginea ei. Atunci când cineva are experiențe foarte tari, dar nu reflectează la ele, ele se șterg. Numai atunci când reflectăm, experiențele se fixează în cuvinte și odată cu cuvintele noi le prindem într-un fel de plasă de semnificație și ne putem hrăni din ele pe foarte mult timp înainte. În Antichitate și în Filocalie, dacă ne uităm, există această obișnuință că atunci când cineva se străduiește, se nevoiește și ajunge într-un punct și realizează ceva prin mila lui Dumnezeu, descoperindu-se lui un anumit înțeles, se duce să-l scrie. Filocalia așa s-a născut. Părinții au fixat în scris lucruri pe care, la un moment dat, Dumnezeu i-a învrednicit să le afle. Despre care, la un moment dat, alții le-au spus. Și având ei un fior al ființei și se sezent că acel lucru se așează în ei pe rana lor, ca un medicament, s-au dus repede să-l scrie, pentru că avem un dușman mare al devenirii noastre duhovnicești, care se numește uitarea. Noi cum luptăm cu uitarea? Pentru că există, bineînțeles că rugăciunea nu uităm dacă am învățat-o pe de rost. Putem să o spunem în orice moment. Dar cândva, când ajungem undeva într-un loc, într-un pelerinaj extraordinar, cineva ne spune ceva foarte tare, care ne sensibilizează foarte profund, dacă am scrie lucrul acela într-un carnețel duhovnicesc și am vrea într-o altă zi, mai târziu, să ne rugăm și n-am avea o stare de spirit foarte încălzită, am putut să mergem la carnețel, să citim rândurile acelea care atunci ne-au lovit, ca și acum să ne lovească în adâncul nostru și să ne încălzească un pic mai mult atunci când ne pregătim să ne rugăm. Asta este gândul despre care Sfântul Isaac Sirul vorbește în Filocalia 10. El spune că cititul pregătește rugăciunea. Citirea este cea care poate pregăti rugăciunea. La Sfântul Ioan Scărar, o tăcere e Maica rugăciunea. La Sfântul Isaac Sirul, cititul e Maica rugăciunea. Întrucât el spune că atunci când nu ne putem ruga, să căutăm o carte duhovnicească și să citim lucruri despre cine este cel căruia trebuie să ne rugăm. Și aflând acolo multe lucruri despre bunătatea lui Dumnezeu, noi ne încălzim și ne rugăm mai ușor lui Dumnezeu. Deci reflecția e foarte importantă. De toate acestea, știința creierului ne vorbește despre aceste stiluri cognitive, care sunt foarte importante pentru viața spirituală. De ce? Majoritatea profesiilor sunt aici prinse. Orice profesie facem ne dă un tip de gândire, ne dă un tipar, un mod de a gândi. Și atunci când noi gândim la serviciu 8 ore pe zi, mintea noastră se formatează după tipul acesta cognitiv de judecată. Partea periculoasă este că există ceea ce medicina formulează de neuroplasticitate. Creierul se resimte de pe urma experiențelor repetate. Atunci când cineva desfășoară intens activitatea de la serviciu și acasă, nu are o activitate
măcar la fel de intensă, dacă nu la fel de prelungită, mintea lui începe să se mobileze și să se conformeze stilului de judecată și de gând pe care îl performează la serviciu. Cineva care e profesor de matematică, de exemplu, dacă a lucrat doar cu cifrele și a stat cu mintea doar în probleme, el încet, încet se simte cu mintea bine doar în probleme. Și atunci când trebuie să citească o carte unde narațiunea e mai complexă, sau când trebuie să asculte pe cineva care nu are chiar perfectă logică în ce spune, dar se exprimă așa pentru că are un tumult emoțional, el nu reușește să mai fie prezent, pentru că mintea lui s-a obișnuit prea mult doar cu cifrele. Atunci când cineva artist s-a obișnuit să aibă o minte destructurată, de atâta creativitate, care dinamitează orice logică, el este mereu răpit de formele de creativitate care scandalizează logica, atunci când cineva vrea să exprime logic un adevăr, el nu-l primește. El încearcă să caute eventual o situație care contrazice lucrul acela. Și neuroștiințele ne spun că felul în care gândim în fiecare zi se imprimă încet, încet în mintea noastră și noi, de la un moment dat, acolo nu mai putem fi liberi de felul în care gândim. Și ne trebuie un efort foarte mare ca să schimbăm această amprentă, să-i dăm ei unele flexibilități noi. Încet, încet, ajungem prizonieri a ceea ce am performat. Putem să fim prizonieri în rugăciune. Ar fi extraordinar dacă am face asta. Să ne tăiem împrejur mintea și ea să ajungă să facă numai rugăciune, cu drag. Dar de obicei, noi ne tăiem împrejur în sensul că ne obișnim perfect cu ceea ce ni se dă de lucru cu mintea la serviciu sau în activitățile curente și, în general, nu mai reușim să fim profund. Iar lucrul acesta nu trebuie să-l credeți pentru că o spun eu. Cercetați-vă mințile și o să vedeți. Veniți acasă și încercați să citiți într-o seară 2-3 pagini de filocalie. Să vedeți că e foarte greu, pentru că filocalia e un text încifrat. Acolo sunt scrise cuvinte foarte concentrate. Propozițiile sunt uneori lungi, iar afirmațiile sunt foarte extinse, adânci, greu de priceput. De ce se întâmplă așa? Pentru că citim foarte puțin filocalia. Și mintea noastră nu e pregătită să înțeleagă despre ce e vorba. Sau luați pe cineva care n-a fost niciodată la biserică, aduceți-l să participe la Sfânta Liturghie. Nu știe nici cum să stea și nici cum să se înfructe din ce se petrece acolo. Pentru că mintea lui e pregătită pentru altceva. Și cineva care se uită doar la filme de acțiune, când vede un film de artă, se plictisește, pentru că nu are adrenalină în acțiune. Noi ne obișnuim cu ceea ce consumăm și încet, încet ne robim cu ceea ce preferăm. Preferințele ne robesc. Vedeți ce paradox este? Noi alegem, în virtutea libertății noastre, preferăm ceva, dar atunci când preferăm prea des ceva, ajungem să fim robiți de acel ceva. Și atunci e foarte important să știm pericolul care vine din felul acesta obișnuit, rutinier de a utiliza mintea și de a-i da minții noastre experiențe diametral opuse. O experiență care este diametral opusă față de majoritatea activităților pe care le facem în timpul zilei este reflexia. O alta este rugăciunea. Pentru că el iese din regimul cognitiv de utilizare a minții. Toată lumea la școală folosește regimul cognitiv al minții. Întrebuințarea ei clasică. Dumneavoastră îmi spuneți un conținut, eu trebuie să-l învăț, după aceea trebuie să-l reproduc și școala merge mai departe. Atunci când știu să reproduc ceva sau să îmbrac în cuvinte un anumit lucru, eu vedeți că l-am știut, îl fixez, îl cunosc, pot să povestesc. Dar este atât de mare distanța între a vorbi despre ceva și a fi cu toată ființa în locul acela, încât aproape că mai bine nu știam decât să știu și să mă opresc aici. Mai aspru va fi judecata pentru cel ce știe și nu face decât pentru neștiutor. Și atunci, majoritatea școlilor folosind acest regim cognitiv de viață și de exprimare nu poate să aibă, nu știu, experiența altor utilizări ale minții. Ultimele două sunt alte utilizări ale minții.
holistic și valoric. E bine, acestea fiind spuse, putem intra în temă. Pentru că bunătatea este o stare de spirit, un mod de a fi. Și ca să poată fi înțeleasă, are nevoie de această eliberare de balastul obișnuit al judecăților. Sfântul Marcel Mărturisitorul, și aici practic intrăm în temă, vorbește despre pomul cunoștinței și binele și al răului din localia 3, spunând că pomul cunoștinței binele și al răului este creația. De ce este al cunoștinței binelui? Pentru că în creație există foarte multe înțelesuri duhovnicești. Și de ce este al cunoștinței răului? Pentru că creația este și sensibilă și omul are trup și ar putea să cunoască această creație în ordinea procurării unei plăceri. Și atunci când creația este cunoscută ca sursă de plăcere și de îndepărtarea omului de Dumnezeu, ea este pomul din care omul cunoaște rău. Și atunci când ea este folosită ca scară, ca omul prin ea să ajungă de la cele sensibile, la cele inteligibile, ea este pomul cunoștinței bine. Important este că acest pom nu este rău în sine, pentru că tot Dumnezeu l-a făcut. Și omului nu este interzis pomul cunoștinței binului și al răului, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în debutul Filocaliei 3, nu este definitiv interzis pomul cunoștinței, ci temporar el nu are voie să consume în acest pom, pentru că încă nu s-a ridicat la starea ființei lui, care este îmbătată de cele duhovnicești, ca atunci când gustă din creație să nu mai fie tentat de plăcerile ei sensibile. Și atunci să ajungă să o consume numai în partea ei de scară duhovnicească către Dumnezeu. Deci porunca era temporar interdicția pentru a consuma din pom cunoștinței Dumnezeu. Adică nu avea nicio logică a Dumnezeu să facă ceva ce omul este interzis cu totul. Mai ales că acel lucru era creație și omul era coroana ei. Cum să pui o coroană a creației sau un împărat al creației să aibă interdicții pe ceva ce este în subordinea lui cumva? În subcomplexitatea lui, subdemnitatea lui. Dar de fapt acolo era o temporală interdicție, ca omul se coacă duhovnicește. Ca după aceea, când îmbătat fiind de cele spirituale și cunoscând înălțimea și frumusețea lor, el să nu mai poate fi atras de cele sensibile în partea lor stricăcioasă, care întâlnește plăcerile trupului, adică. E bine, e foarte important lucrul acesta, pentru că prima dimensiune a bunătății este bunătatea omului față de creație. Noi ar trebui să avem o bunătate elementară față de creație. Și aici apar primele costuri sociale. Pentru că o persoană care este bună față de creație se restrânge. În poftele ei, ea este mult, mult mai restrânsă, mai cumpătată în dorința de a experimenta ceea ce creația pune la dispoziție, tocmai având conștiința aceasta a unei bunătăți exprimate de Dumnezeu prin lume și a unei datorii a mea față de El să răspund cu aceeași bunătate în dreptul ființei mele create, în raport cu Creatorul care mi-a dăruit această lume. Lumea are un caracter extraordinar, o raționalitate extraordinară și în aceasta se vede cumva faptul că Dumnezeu, prin bunătatea Lui, a sedit întrânsa foarte multe înțelesuri. Și aici este o întrebare în Filocalia 3 la Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spune ce înseamnă a dibui pe Dumnezeu? Cum poate dibui cineva pe Dumnezeu căutând în lume? Și versetul este din Faptele Apostolilor și ceea ce e foarte important este acest răspuns pe care Sfântul Maxim Mărturisitorul dă și atunci când spune că dibuind bine prin puterea minții în materia legii, ca într-o grămadă de lucruri amestecate, omul va afla undeva ascuns în carnea legii, care mărgăritarul rațiunii care scapă cu totul simțire. Și ce este acest mărgăritar rațiunii?
Cercetează cu mintea în chip înțelept rațiunea din fiecare făptură și descoperă pe Dumnezeu, aflând din măreția arătată a lucrurilor însăși cauza lor. Un om duhovnicesc sau un om spiritual poate să manifeste deodată bunătate în raport cu creația și în același timp poate să manifeste un fel de sete de a-L cunoaște pe Dumnezeu la întâlnirea Lui cu ea. Astăzi există foarte multe cercetări, foarte multe arii, foarte multe laboratoare, sunt foarte multe domenii de lucru. Mă gândesc aici la biologia sintetică, la genetică, la fizica materialelor care a explodat pur și simplu în ultimele două decenii. Oamenii sunt tot mai capabili să facă materiale care au niște proprietăți de neimaginat sau imposibil de imaginat în urmă cu 20-30 de ani. Este această inginerie moleculară sau arhitectura atomică, se schimbă atom cu atom, se compun cu unele structuri moleculare fără precedent în natură. Și de aici am anumite sete a omului de a-și manifesta această putere creatoare și felul în care el subjugă tot mai bine natura, punând-o în opere tot mai subtil decise de dânsul, ajungând să hotărască nu doar forma unei sculpturi, ci însăși forma moleculei materiei pe care vreau să o sculptez. Deci, cumva, exercitarea puterilor omenești a depășit impunerea unei forme într-un conținut, ci merge mai departe și fabrică materie, fără istorie în materie de creație, fără precedent. Ori, aici se vede partea aceasta creatoare a omului, dar trebuie să vedem dacă noi manifestăm bunătate față de creație. Și bunătatea este aceea care lasă creației ce este al ei și o face pe dânsa receptor al admirației mele, ca ea, transparentă fiind, să mă ofresc cu admirația mea în Creator. De câte ori văd eu creația ca fereastră de pe Dumnezeu și de câte ori o văd ca depozit de resurse pentru plăcerea mea? A avea această bunătate față de creație e foarte dificil astăzi, în forma unei conduite reale. Pentru că noi abuzăm de resursele creației de fiecare dată când suntem în exercițiu consumului. Nu putem să fim și contemplativi și consumatori în același timp. Și cu cât ne obișnuim mai mult să fim consumatori, cu atâta ieșim tot mai des și ne inabilităm în a fi contemplativi în raport cu frumusețele creației. Postul, dăm slavă lui Dumnezeu, este un exercițiu extraordinar. Și el se repercutează la nivelul creației în foarte multe privințe. Nu doar că nu mai mor foarte multe animale, pentru că nu mai cumpărăm carne, să spunem, nu mai consumăm. Dar nici a trebui nici curentul electric, să nu folosim atât de mult, nici apa caldă, să nu folosim atât de mult, să ne spălăm mai des cu apă rece, să fim un pic mai aspri în nevoințele noastre. Să nu mai stăm atât de mult cu calculatorul deschis, cu radioul deschis, să se verse noi informații, să ne mai și lucrăm. Să reducem cât mai mult acest consum, nu pentru că creația ar avea neapărat nevoie de bunătatea noastră, ci că este necesar ca noi să avem o dimensiune de sensibilitate pentru ea. Un om spiritual nu poate să neglijeze creația. Nu există spiritualitate în lumea aceasta care să fie indiferentă la creație. Mă refer la marile spiritualități. Ar fi grav de tot ca noi creștini, care ne revendicăm de la adevărul deplin, de la însuși Fiul lui Dumnezeu făcut om, prin care am primit adevărul și revelația, să avem o dimensiune de sensibilitate față de creație mai slabă decât au alte religii sau spiritualități care nu s-au împărtășit din adevăr atât de mare. Și dacă noi am fi mai puțin sensibili cu privire la creație, atunci cum mai este omul preot al ei? Ce face un preot, de fapt, când este preotul cuiva? În primul rând, el este cel ce săvârșește tot arsenalul de rugăciuni și de ritual, pentru că asta este sacerdoțul, de fapt, pentru acel cineva sau pentru acea comunitate pentru care el este preot. Fiecare dintre dumneavoastră
fără să aibă taina preoției, este preot al creației. Pentru că asta face parte din preoția universală. Noi exercităm un sacerdoțiu față de creație, în conduita noastră. E foarte departe creștinismul răsăritean în reflecția lui filocalică de tiparele societății de consum. Și am avut o provocare în ateiți, în privința credinței noastre. Astăzi avem o provocare la fel de periculoasă, dar în sens insidios de data aceasta, nevăzut, ascuns, extrem de subtil. Pentru că consumerismul nu ne cere să renunțăm la credința în Hristos. Dar ne poate se duce cu comportamente care ies în afara ariei de comportament spiritual. În cazul acesta, consumatorul care nu are cum să mai fie preot al creației. De fapt, omul când pășește prin creație, ar trebui să aibă senzația că când pășește în Biserica lui Dumnezeu, cea văzută în cosmosul care este destinat să devină Biserică ca trupa lui Hristos, el este deja, în sens obiectiv, Biserica lui Hristos, pentru că odată întrupat Hristos și luând trup omenesc, a luat întreaga creație, pentru că prin trup a luat întregul univers, pentru că trupul este din pământ și toate viețuitoarele sunt din pământ și noi suntem înlocuiți cu toate viețuitoarele. Și atunci când el a luat în trupul lui această lume sensibilă, el a dat omului putința ca în trupul lui el să simtă un rezumat al universului. Cum putem simți noi trupul și să fim indiferenți față de creație? Ceva nu e rău. Ori e foarte importantă această dimensiune a bunătății față de viețuitoarele celelalte, față de natură, față de tot ceea ce este viu, față de toate lucrurile care sunt puse în jurul nostru, o bunătate manifestată față de ele. Nu trebuie să admirăm neapărat ce au alte spiritualități, deși sunt extraordinar de multe lucruri frumoase în raport cu creația pe care alții le-au dezvoltat. Noi le avem deja în Scriptura Sfinților Părinți. Nu există o spiritualitate, după știința mea, care să fie ridicat creația la o înălțime atât de mare, cum a ridicat-o creștinismul. De aici și afirmația aproape scandaloasă a Părintelui Dumitru Stăniloae, care vorbește despre Sfânta Materie în Manualul de Dogmatică, în volumul 3. Sfânta Materie, așa putem spune, pentru că materia aceasta este materia care a fost deja recapitulată în trupul lui Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae scria despre Sfânta Materie în perioada comunistă, adică în epoca materialismului dialectic. Bătând, de fapt, obrazul marxiștilor și spunând că nu au slăbit ei materia, cât a reușit creștinismul să o reduce. Pentru că materialiștii spuneau că în materie este totul cu spiritul nu există, iar în creștinism noi putem vorbi de Sfânta Materie, care este ridicarea materiei la o eternitate mai mare decât au făcut-o marxiștii. Problema este că asta e doar teologia înaltă. Eu nu știu dacă eu am reușit o putină să-mi conformez comportamentul față de această preoție a creației pe care o am prin definiție de la botez. E bine să ne cercetăm lucrul acesta. Așadar, bunătatea se manifestă față de creație. Acum, bunătatea se manifestă și spre semene. Și spre semene e foarte importantă astăzi, pentru că avem foarte multe forme de separație, de tensiune, de neînțelegeri care fragmentează comunitatea de creștini, societatea în ansamblu, îi pune pe unii creștini împotriva altora, pe unele comunități împotriva altora, pe unii oameni împotriva altora și uneori chiar creștinismul este miza atunci când ne încercăm. Avem o viață spirituală în filocalie care ne recomandă conduite foarte greu de dus, dar care ar fi de mare folos astăzi. Există o întrebare în filocalia 3, la întrebarea 15, Sfântul Maxim Mărturisitorul este invitat să răspundă. Și ce spune el? Ce înseamnă această expresie? Duhul tău cel fără stricăciune este întru toate. De aceea pedepsești cu măsură pe cei ce cad, pentru că dacă e vorba de Duhul Sfânt, atunci cum în altă parte se spune că nu va intra înțelepciunea în inima cea nesocotită?
nici va locui în trupul cel supus păcatului. Să sesizați că, de fapt, sunt două locuri din înțelepciunea lui Solomon care par să se contrazică. Într-un loc se spune că Duhul lui Dumnezeu este întru toate și în altă parte se spune că Duhul lui Dumnezeu nu e întru toate. Că, de fapt, înțelepciunea nu va intra în inima cea nesăbătă. Și uitați ce răspunde Sfântul Maxim Mărturisitor. Duhul Sfânt nu e absent din nicio făptură. A spus din niciun om. A zis făptură, a zis făptură și țânțară, să ne înțelegem. Da? Și mai ales din cele ce s-au învecit de rațiune. Abia aici e omul. Da? Deci făptura spate. Deci Duhul Sfânt nu e absent din nicio făptură, dar în muște. Adică mergem până la capăt. Acum n-a zis că unele făpturi. Sau Sfântul Maxim vorbește despre făpturi, dar el înțelege numai mamifere. Ne insecte nu sunt făpturi. Nu, sunt toate făpturile. Și ca să fim noi siguri că el a zis făpturi și n-a zis oameni, a zis după aceea. Nu e absent din nicio făptură și mai ales din cele ce s-au învernicit de rațiune. Aici suntem noi. Noi suntem cei învernicit de rațiune. Și acum să mergem mai departe. El o susține în existență pe fiecare, adică Duhul lui Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se află prin puterea providențiatoare, adică purtătoare de grijă, în toate. Și cu asta a răspuns cumva la ideea că e posibil ca Dumnezeu în unele să nu fie totuși. Și acum, ca să fim mai scandalizați de ceea ce afirmă Sfântul Maxim Mărturisitor, mergem mai departe și citim. El mișcă rațiunea naturală din fiecare. Iar prin aceasta aduce la cunoștința faptelor săvârșite greșit, împotriva rânduielii Fiii, pe cei în stare să simtă, adică pe cel ce are voința dispusă să primească spre primirea gândurilor drepte ale Fiii. Deci, Dumnezeu mișcă rațiunea naturală din fiecare persoană. Și prin aceasta, uneori, în anumite situații, aduce la cunoștința faptelor săvârșite greșit, împotriva rânduielii Fiii, pe cine aduce? Pe cei în stare să simtă, adică pe cei care au voința dispusă să primească gândurile drepte din fire, din firea mea și din firea lucrurilor din jur, îmi vin niște mesaje. Acum, dacă eu am trăit și m-am născut într-o lege strâmbă și sunt undeva într-un trip din Africa și legea grupului meu și cutuma mea mă învață din mai bine să ucid, dar eu totuși am o voință sensibilă și o atenție sensibilă la legile care îmi țipă din firea din jur, că firea are o lege în ea și eu am o lege și puiul care ascultă de mămică are o lege și copacul care adăpostește furnicile are și el legea lui și într-un fel că atât de multe viețuitoare sunt îngrijite unele de altele și atât de mulți copaci țin adăpost de umbră altor vietăți și atâta de multă solidaritate există în jurul meu, în natură, acolo în Africa unde eu trăiesc, din toate aceste legi drepte sădite de Creator în creație, eu învăț că legea grupului meu, cultura adăugată de oameni peste natură, e greșită. Important este să am voința dispusă spre primirea gândurilor drepte din fire. Din firea mea sau din firea din jur. Și în felul acesta, omul acela care s-a născut într-o cultură foarte îndepărtată și care este aparent sau pentru început corupt de cultura care s-a adăugat pe natură ca o pătură groasă care nu-i dă voie să vadă legea dreaptă a firii, încet, încet trăind și înconjurat fiind de legea cea bună a firii din creația lui Dumnezeu, începe să vadă că lucrurile din jurul lui sunt rânduite diferit de ce a învățat el prin cultura străbună. Și atunci ajunge să lepede această lege culturală adăugată și să se călăuzească de legea firii pe care o vede în lumea creată. Și aici spune Sfântul Maxim Mărturisitor următorul citat. Se întâmplă să aflăm dintre barbari și nomazi, mulți care duc o viață de fapte bune și resping legile sălbatice care stăpâneau odată cu ei.
Astfel, se poate spune în chip general că în toți este Duhul Sfânt. Vă rog să vă uitați cu atenție. Folosește formele de cultură spirituală cele mai de jos, de speța cea mai scăzută, barbare și nomazi. Dacă ar fi să exemplificăm între triburi sau între tipologii culturale cu oameni care au cea mai joasă speță de religiozitate, nomazi sunt. Pentru că ei, de fapt, nu au religiozitate anume, ei colectează, ca aluviunile, tot felul de practici religioase, dar toată lumea cu care se întâlnesc. N-au un loc unde să se roage, că sunt nomazi. N-au o biserică, n-au o tradiție. Ei se plimbă dintr-o parte în alta și cumulează foarte multe lucruri, dar nu au o tradiție foarte bine stratificată, foarte bine sistematizată. Ce spune Sfântul Maxim Mărturisitor aici? Că și barbarii și nomazii pot ajunge din propria lor strădanie, văzând lucrurile bune din jur, să facă, să ducă o viață de fapte bune. Și că Duhul Sfânt lucrează și în ei. Problema este dacă noi avem posibilitatea să recunoaștem în ceilalți care nu sunt de credința noastră această lucrare a lui Dumnezeu în ei. Pentru că asta ar fi o dimensiune esențială a bunătății. Adică bunătatea ar fi aici, în cazul acesta, posibilitatea de a face loc ființei celuilalt în fața mea, în viața mea, cu felul în care este el, fără să am vreo exercitare a unei presiuni de bine pe dânsul. Nu vreau să exercit o presiune de bine. Vreau să convertesc acum, în următoarele de 5 minute. Convertirea aceasta, cu cât vreau să o fac mai repede, cu atâta e mai bagatelizată adevărul la care vreau să-l aduc pe celălalt. Cu cât este mai adânc adevărul pe care vreau să-i transmit celălalt, cu atâta trebuie să am sentimentul mai profund al neputinței, că nu pot eu să schimb convingerea lui. Are atât de multe de învățat, încât numai Dumnezeu poate să-l schimbe. Și de aici au anumite pioșenii în raport cu semenii care nu pot duce tot ce ar avea nevoie să cunoască și o anumită rezervă a părinților de a nu tăbări peste ei și peste conștiința lor cu dorința de a le spune tot ce le lipsește în primele 15 minute. Astăzi, noi creștini avem o viteză, o dorință extraordinară de a spune adevărul, de a face bine. De a face bine cuiva și a-i spune observația de care el are nevoie. Dar să știți că este o mare diferență între a face bine și a fi bun. E mult mai greu să fii bun decât să faci bine. Pentru că faci bine, îi spui omul exact ce trebuie, eventual îi faci o observație și nu iei aminte dacă ceea ce faci este cu bunătate. Ori gândirea patristică, binele e bine făcut dacă e făcut cu bunătate. Dacă nu e făcut cu bunătate, nu e bine. Chiar dacă în absolut e bine. Privit adică din afară și dezlegat de persoana care îl face. Fapta în sine. Dacă fapta în sine e făcută fără bunătate, nu e bună. Și de ce suntem noi atât de concentrați pe a face bine și neglijăm bunătatea? Că dacă am cultiva bunătatea, bunătatea ar fi cea care ne-ar sugera cât bine putem face cuiva. Pentru că există un bine care s-ar putea să-l strivească pe acela. El e bun ca intenție, dar nu e adecvat celui din fața mea. Și dacă nu mai poate primi mai mult, eu când știu cum mă opresc, păi singura frână pe care aș putea să o am e dorința mea de a fi în continuare bun. Și de a tăia o parte din fapta bună în numele bunătății. Că e mai mare semenul meu decât binele pe care vreau să-l fac. E mai mare instanța lui ca persoană decât fapta mea bună pe care eu aș vrea să transmit. Și e mai mare dragostea pentru el decât dorința de a împlini fapta bună până la capăt. Și data viitoare poate face restul altcineva. Postura aceasta a avut-o Mântuitorul când s-a întâlnit cu tânărul bogat. Tânărul bogat care făcea din copilărie cele ale legii și care, atunci când l-a întrebat pe Mântuitorul ce mai trebuie să facă ca să dobândească viața veșnică, a primit
de la Mântuitorul, în ultimă instanță, recomandarea aceea să meargă să-și vândă averea și să împartă totul săracelor și să vină și urmeze lui. Și tânărul s-a întristat și a plecat la casa lui. A plecat la casa lui pentru că nu era pregătit să facă lucrul acesta. Mântuitorul nu exercită nicio presiune de bine pe el. Nu vrea să insiste, să mai stea cu el. Să mai vadă vreo 2-3 minute. Să vadă cercetare vorba lui Hristos, cum usucă smochină. Deci n-a mai făcut nicio presiune de bine asupra lui. Atât cât a putut să ducă, atâta s-a dezvăluit el. Și el a pierdut confruntarea cu tânărul, pentru că tânărul a plecat acasă fără să-și dea seama cu cine s-a întâlnit. El nu și-a dat seama cu cine s-a întâlnit. Dacă și-a dat seama că acolo este mântuirea, n-ar mai fi plecat acasă. Și știm sigur că nu era fățarnic, pentru că mi se spune în locul acela că l-a privit cu drag Mântuitorul. N-avea cum să privească cu drag și acela să se dea mare. Să fie fățară, să spun că face din copilărie, dar la el nu făcea. De ce n-a exercitat nicio presiune de bine asupra lui? Pentru că limbea. E foarte simplu. Și în același timp e foarte greu. Ăsta este motivul pentru care ar trebui să fim cu gloarea minte că vrem să facem un bine celuilalt. Că singurul mediu care ne califică să facem bine aproapele nostru, este iubirea mea pentru el. Și în mediul acesta al iubirii, dacă relația mea și a lui este scăldată de dragostea dintre noi, eu pot să fac orice. Dar dacă dragostea mea pentru dânsul e foarte săracă și noi nu avem acest liant între noi, eu pot să fac foarte puțin. Chestiunea aceasta e foarte serioasă și pune cumva, este mult subliniată de Sfinții Părinți și ne spune de fapt că mai întâi trebuie să luăm aminte la noi înșine și după aceea să încercăm să facem ceva pentru altul. Și o persoană care este foarte conștientă de propria ei nevrednicie nu are atât de mare sete să îndrepte pe altcineva. Aici noi, în multe privințe, compromitem creștinismul ortodox. Atunci când suntem moralizatori, când facem altora radiografia greșelilor, când vorbim despre păcatele semenilor sau când scriem articole despre păcatele lumii, mai degrabă ar fi mai folositor să le punem pe toate într-o rugăciune și să ne rugăm pentru aceștia, decât să le facem radiografii de tipul acesta. Adică să fim îndurerați pentru rănile lumii, nu să facem o evidență contabilă a lor. Științifică, fără compasiune. Pentru că arătăm că avem morala, avem bisturiul foarte atent al adevărului care ne ajută să vedem unde e zona bolnavă, dar avem nicio compasiune. Și tot vorbim despre ea, este fraza aceasta, că noi suntem plini de compasiune pentru semenul nostru, dar urâm păcat. Dar nu se vede decât partea a doua. Se simte foarte puțin partea. În multe dintre intervențiile pe care noi le avem, inclusiv la mine mă gândesc aici, Ortodoxia trebuie să arate că este cu adevărat spiritualitatea deplină care mai întâi iubește pe oameni într-un fel extraordinar. Cum nimeni nu mai poate iubi și este mai înțelegătoare cu toată lumea care nu este creștin ortodox decât oricare alții care ar vrea să spiritualizeze lumea. Că numai noi putem cuprinde cu iubirea desăvârșită, pentru că nimeni din celelalte religii nu poate să mărturisească că a avut vreun profet sau vreun lider spiritual care a murit pentru oamenii aceștia. Noi nu mărturisim această jertfă a lui Hristos pentru toată lumea, deși o spunem în trez de fiecare dată. Deci, e foarte importantă bunătatea pentru toți semenii și aici este un text extraordinar de Sfântul Maxim Mărturisitor. O să mai revenim la subiectul acesta. Sfântul Maxim Mărturisitor vorbește despre asta. Un alt lucru despre care noi trebuie să, în legătură cu care noi trebuie să reflectăm și care ne ajută foarte mult la măsura bunătății, ne frânează în a fi însetați să facem fapte bune și a uita de bunătatea care ar trebui. Uitați ce spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Textul este la începutul Filocaliei 3. Și el oferă foarte multe interpretări textului Scripturii.
În unele locuri, Sfântul Maxim Mărturisitor este magistral. Are niște interpretări de neimaginat. Cu o forță duhovnicească de a citi toate detaliile din Scriptură. Dacă aș fi avut timp, v-aș fi citit câteva locuri ca să vedeți ce forță incredibilă are atunci când dă interpretări și înțelesul duhovnicești unor detalii din viața Mântuitorului sau din faptele reflectate în Noul Testament, cu totul neașteptat. Și acum, după ce furnizează foarte multe interpretări, are această luare de poziție, care este pusă chiar în deschiderea Filocaliei 3, la răspunsul lui Tepetalaxi. Într-un loc, ca să vă dați seama de amplitudinea extraordinară a interpretărilor lui, este întrebat ce semnifică Ilie și Moise la schimbarea la față. Lucrul acesta este prezent și în mistagogia, în Ambigua. Și în Ambigua este întrebat, răspunde, de fapt, la această întrebare. Ce semnifică Moise și Ilie pe Muntele Tabor? Și acolo sunt 6 interpretări diferite la ce reprezintă Moise și Ilie pe Muntele Tabor. Interpretări diferite, distincte. De exemplu, una dintre ele spune că Moise reprezintă pe familiști și Ilie reprezintă pe cei fără familie, pentru că Ilie n-a fost căsătorit, iar Moise a fost căsătorit și prin aceasta se arată că la schimbarea la față, Mântuitorul, prin prezența celor doi, de fapt, arată cele două brațe ale nevoinților în biserică, monahismul și familia. Mai sunt încă multe interpretări distincte între ele. După ce face interpretări cu o forță de neimaginat cu referire la textul Scripturii, are această poziție. Și spune așa, vă rog pe voi cei a toți sfințiți și pe toți cei care veți citi această scriere, să nu socotiți cele spuse de mine drept normă a explicării duhovnicești. Că sunt cu mult mai pe jos de înțelegerea cuvintelor dumnezeiești și eu însumi am lipsă de învățătura altora ca să le înțeleg. Și atenție, ci dacă puteți presupune sau afla ceva de la voi înșivă sau de la alții, socotiți mai degrabă aceea ca adevărat și credeți că aveți o înțelegere mai înaltă și mai adevărată. Adică, sparge toate tiparele în interpretări de o adâncime fără precedente în unele locuri, că îl face pe Părintele Stăniloae să afirme în Filocalia 3, că probabil Sfântul Maxim Mărturisitorul este cel mai mare dintre Sfânt. În sensul că a scris și dogmatic, a scris și ascetică și mistică, și a scris și a fost și martir, a avut scriere care vizează foarte mult viața duhovnicească, a avut tratate de dogmatică de o adâncime neimaginată, interpretează, face o interpretare hermeneutică a Scripturii extraordinară și cu toate acestea, uitați-vă cât este desmerit, încât el spune celor care citesc Scriptura, nu credeți ce vă spun eu atâta de abitie. Ci dacă în voi se naște din înțeles, mai degrabă să nu gândesc pe acela decât pe cel care este scris aici. Și de ce spune lucrul acesta? Aici avem parte de o conștientizare a propriei nevrednicii, care face pe om să fie bun cu ceilalți pentru că este nevrednic. De asta suntem buni printre altele cu alții. Pentru că noi suntem nevrednici. Nevrednici de stima oamenilor, de dragostea lor, de atenția lor, de bunătatea lor. Suntem nevrednici că ei ne rabd așa cum suntem, că ei ne iubesc fără să știe de desubturile noastre compromițătoare și aceasta ne face nevrednici. Și noi suntem datori cu binele nostru și pentru alții să iubim pe alții care ni se par nouă că sunt nevrednici, așa cum și noi primim iubire de la alții, părând noi vrednici și fiind nevrednici, de fapt. Este un gest de incorectitudine pe care noi îl trăim în fiecare zi atunci când ne iubește cineva, pentru că nu merităm dragostea aceasta. Și atunci să călcăm peste, judecățile noastre astea și să realmente să iubim pe cei din jurul nostru cu tot ceea ce sunt ei, plecând de la convingerea că noi nu reușim să vedem toate adâncimile ființelor. Dar aici o să ne mai întoarcem. De ce este această abordare a Sfântului Maxim Mărturisitor? Iată explicația care vine un pic mai târziu. Cuvântul dumnezeiesc se aseamănă cu apa. Asta este în continuare a citatului de anterior. El se arată ca niște plante și răsaduri și ca diferite viețuitoare în ceea ce se adaptă din același cuvânt. Pe măsura lor,
atât în formă de fapte, cât și de cunoaștere. Răsărind ca un fruct prin virtuți, după calitatea virtuții și cunoașterii fiecare și trecând de la unul la alții. Căci el nu poate fi circumscris și nu suferă să stea închis înăuntru unei singure minți, dată fiind infinitatea lui naturală. Ce vrea să spun aici Sfântul Maxim Lucian? Ce-i cu apa? Păi apa hrănește și copacul, apa hrănește și cornuta, apa mă hrănește și pe mine, apa hrănește și floarea, care n-are fruct, apa hrănește și un măr, care e plin de mere. E aceeași apă, și ia uitați ce roade diferite de el. Că pe unul o face fruct, pe alta o face frumoasă, pe cornută o face să dea lapte, iar mie îmi dă mintea care poate să înțeleagă lucruri pe care nici floarea, nici mărul, nici acel animal nu le înțelege. E același Duh care lucrează în fiecare pe măsura virtuților fiecăruia și pe măsura înțelegerii fiecăruia. Atunci, călăuzit de acest înțeles, el spune că așa cum Dumnezeu în mine mi-a descoperit lucruri, s-ar putea ca în voi să vă descopere lucruri care nu au nicio legătură cu ce am spus eu, dar are legătură cu propria voastră viață, pentru că se leagă de virtuțele voastre și de înțelegerea voastră. Vedeți, nu este o smerenie de fațadă. Auziți, eu sunt mic. Vedeți, poate vă descoperă Dumnezeu. Este o smerenie bătătorită cu o reflexie despre adevărul că Dumnezeu lucrează în mod real și în viața celorlalți, într-un mod în care eu s-ar putea să nu înțeleg. Și de asta fuge de calitatea de normă în care s-ar putea instaura. De persoana care normă fiind, normează înțelegerea celorlalți cu privire la Dumnezeu. Și el, făcând aceasta, devine cu adevărat model. Fugind el de dorința de a se instaura ca normă, el își câștigă, în final, locul normativ în viața spirituală. Și atunci când cineva se impune ca normă, a pierdut dimensiunea aceasta. Deci când cineva se simte nevrednic să o aibă, atunci acela începe să o câștige. Vedeți? Cine a fost Sfântul Maxim Mântuitorul? Câte doctorate ne trebuie nouă ca să ajungem la unghia lui cea mică? Unde se poate face un doctorat în ucenicie? Că el asta a făcut. Dacă un om care a avut o înțelegere atât de adâncă, gândește despre înțelegerea lui lucrul acesta, ce șansă avem noi ca și creștini să le explicăm altora îndesat, cu roșu obraz, cum ar trebui să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Unde suntem noi în momentul acela față de spiritualitatea creștină? E foarte important lucrul acesta. Să știți că oamenii au nevoie și de adevărul mărturisirii de credință despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Dar în multe situații au nevoie de 100 de îmbrățișări până la acest adevăr. Și noi nu suntem pregătiți să-L dăm, să dăm acele îmbrățișări. Noi vrem direct adevăr. Asta înseamnă că noi nu suntem calificați să mărturisim pe Hristos, pentru că nu iubim pe oamenii aceia. Ne agățăm de paragraful în care Hristos a intrat în templu și a dat cu biciul peste mese, ca aceia făceau comerț. Da, dar după aceea a murit pentru ei, pe cruce. Haideți să murim și noi pentru păcătoși din stradă, mai înainte de a le face observații. Sau să nu mai facem observații din loc. Aici e forța lui Hristos. Că El n-a certat doar oamenii. Le-a spus morminte văruite, etc., etc. El a pătimit pentru ei. Și iubirea pentru ei, calificată în cruce, i-a dat locul potrivit ca să-i judece pe oamenii astfel. După ce i-a vindecat foarte mulți. Noi n-am făcut lucrul acesta. De ce luăm din Hristos numai partea asta acioasă? Înfocat. Ca să îndreptăm lumea. Și nu avem și îmbrățișările pe care El le-a avut. Și nu avem răstignirea pe care le-a avut. Aici, spiritualitatea creștină încă nu este deplină. Până nu exprimă iubirea față de semeni, noi avem un mare deficit de credibilitate. O persoană care vorbește atât de mult despre iubire și nu e capabil să îmbrățișeze pe cineva fără să amestece îmbrățișarea cu o frază morală, cu trimitere etică,
fără să dubleze mica compasiune cu un gest în vederea convertirii aceluia sau îndreptării lui, până nu suntem capabili să arătăm dragoste semenilor fără să așteptăm vreo răsplată sau o modificare în bine în comportamentul lor, noi încă nu suntem mărturisitorii de pline ai creștinismului, păstrăm adevărul și ne lipsește această dimensiune a compasiunii. Suntem preoți ai creației, înapoi cu creația, dar înapoi cu semenii mei, ar trebui să simt pe fiecare ca un modular bolnav, dacă el e departe de credință. Cu atât mai mult dacă este fratea meu în botez, dar și pe ceilalți la fel. Că în ceilalți există o lucrare la Dumnezeu. Și ne rugăm în biserică, ne rugăm ca toți să ajungă la cunoștința adevărului. Noi acum, în biserică, ne rugăm pentru ei. Unde este această postură de rugăciune interioară când ne întâlnim cu ei? Pentru că sunt foarte mulți creștini care sunt departe de cunoașterea adevărului, departe de adevărul Evangheliei, departe de biserica lui. Și noi ne rugăm în biserică pentru dânsi. Postura în care ne rugăm arată, cel puțin așa ar trebui să ne arate, noi rugându-ne pentru cineva, suntem înflăcărați în dorința ca aceea să ajungă la Dumnezeu. Avem o dorință bună, o dorință arzătoare care ne face să ne rugăm. E adevărat că noi nu ne rugăm că ne-a venit. Ne rugăm că e pus în liturghie rugăciunea, dar liturghia ne arată ca pe unde trebuie să fim. Acum, dacă ne rugăm pentru cineva în biserică, ar trebui să fim mai puțin judecători, mai puțin evidențiatori ai celor rele, când e vorba de semenii noștri. Să nu fim noi parte la o greceală. A zis Talase Libiană, pentru că sau Elie Titu, a zis să nu încerci să lămurești o problemă complicată prin greceală. Că nu reușești. E foarte importantă dimensiunea aceasta a sensibilității pentru semne. Deci, pe lângă conștiința propriei nevrednicii, e foarte important să avem conștiința că Dumnezeul nostru e mai presus de înțelegerea mea. Dumnezeul pe care noi îl mărturisim e mai presus de înțelegerea cuiva. Și e mai presus de înțelegerea tuturor Sfinților la un loc. Că n-au reușit toți Sfinții să le puizeze pe Dumnezeu în cunoaștere. Și că tainele lui Dumnezeu sunt mai presus inclusiv de dogme. Că dogmele ne spun mai degrabă ce nu este Dumnezeu, nu ne spune ce este Dumnezeu. Că ființa lui Dumnezeu e și mai presus de îngeri și de putința lor de a înțelege. Și atunci când mărturisim pe Dumnezeu, să avem această frângere de inimă, când vorbim despre lucruri care sunt strivitoare, ca să nu bagatelizăm credința. Vai, dar cum mă sunteți credincios? Vai de mine! Dar credința e ceva foarte greu. De realizat. E foarte greu de realizat, pentru că e scandal pentru greci și sminteală pentru evrei. E ceva de neimaginat, este cel mai șocant lucru care s-a putut afla vreodată în istorie. Cum să avem sentimentul că e firească credința? E o minune credința. Contrazice tot ce experimentăm cu simțul, în planul omului sensibil. Este extrem. De asta e și darul lui Dumnezeu. Acum spunem că e darul lui Dumnezeu și acum reproșăm fratele nostru că el nu-i credincios încă. Păi dacă e darul lui Dumnezeu, de ce să-i reproșăm că nu-i credincios? Sunt foarte multe chei de judecată sau patere sau rutine care sunt contradictorii între ele. Păi dacă e darul lui Dumnezeu și acela nu-i credincios, înseamnă că e în planul lui Dumnezeu cumva. Nu poți să, dacă îi spun că e necredincios și îi reproșez asta, eu întreb la răspundere lui Dumnezeu că mi-a dat darul lui Dumnezeu. Cu cât cred că e mai ușor și mai firesc ca oamenii să creadă, cu atât ar bagatelizez lucrul acesta. Numai Sfinții au sentimentul că credința e ceva firesc. Dar oamenii din lumea aceasta, care trăiesc în cultura aceasta, care citesc cărțile acestea, care merg la școală, care se uită la televizor, la zeci de programe de televiziune, unde nu se vorbește despre Dumnezeu, consumând atât de multă cultură îndepărtată de Dumnezeu și neavând nicăieri înțelesurile Lui, cum să fie firesc să ajungă la credință? Poți să ajungă la credința într-un Creator, dar când ajung să mărturisească credința în Dumnezeu cel adevărat, e foarte lung drumul. Deci, conștiința că Dumnezeu e mai presus de înțelegerea mea, iarăși îmi pune o frână și cumva mă
restrânge libertatea de a merge pe culoarele acestea și de a vorbi despre Dumnezeu oricărei persoane și de a bagateliza cumva adâncimile acestea, poate mai câștig pe cineva. Că e, de fapt, vorba despre cineva care este mult mai înalt, mai adânc, etern și mai greu de înțeles decât aș putea eu să exprim. Și ca să fiți convinși de asta și închei, ca să fiți convinși că e așa, am aici un citat din Sfântul Isaac Sirul din această carte, care spune așa: vrei să știi cum e omul cu inimă spartă, învață să-l recunoști după râul vorbelor lui, după simțurile lui tulburate și pornirea de a se sfădi pentru a avea dreptate în orice spune. Cine a gustat adevărul, nu se mai sfădește pentru el. Cine se aprinde pentru adevăr, n-a învățat încă adevărul așa cum este el. Când va fi învățat cu adevărat, atunci va înceta să se mai aprinde pentru el. Darul lui Dumnezeu și cunoașterea Lui nu sunt motiv de tulburare și de ridicare a vocii, căci acolo unde se lășluiește Duhul, iubirea și smerenia, acolo domnește pacea. Iată semnul venirii Duhului, cel adumbrit de El, e desăvârșit în acestea. Gândirea care simte pe Dumnezeu n-are limbă pentru a vorbi. Ea se lășluiește în inimă într-o adâncă pace. Și acum, foarte tulburător. Într-un asemenea om nu se aprinde niciun zel, nici o mișcare de spadă sau stârnire de furie. Nu e pus în mișcare nici pentru credință. Nici de dorința de ceva anume. Nici chiar de dorința de a face ceea ce e de dorit. Ci sufletul său se lășluiește într-o mare și nespusă pace și într-o mare liniștire. Căci cei care nu se cunosc pe ei înșiși, se pune în mișcare împotriva celor neștiutori spre îndreptare. Cei care nu se cunosc pe ei înșiși, se pun în mișcare împotriva celor neștiutori spre îndreptarea lor. Cei care nu se cunosc pe ei înșiși, se preocupă de îndreptarea altor. Credința trăită în mod real ne dă o stare de liniște și o stare de pace și atât de mare este pacea, încât nicio mișcare de spadă sau stăvire de furie nu e pusă în noi și nici măcar o mișcare pentru credință. Adică nici mișcare pentru credință înseamnă că n-am nici zel să-l convertesc pe acela. De aici o să spuneți că nu ați mai întâlnit așa ceva. Am scris textul acesta cuiva și un student la teologie mi-a spus de asta parte budist. Ce e cu pasivitatea asta teribilă? Păi numai așa se explică de ce în pateric există părinți care atunci când primesc un pelerin de departe, pelerinul întreabă ceva și ei nu aud. Și acela mai întreabă o dată și până. De ce? Nu e un zel de a converti pe celor. Și ce îmi spune zelul acesta? Acest zel îl califică pe acela în mod real. Acea absență a zelului în el, care ar vrea să tăbărească peste mine în vederea a ceva, absența acestui zel, este legitimitatea adevăratei de spiritualități. E ca o legitimație care îmi spune că omul acesta este cu adevărat spiritual. De ce? Că are conștiința abisului meu, a irepetabilității mele, a faptului că am o suferință în mine, că sunt în planul lui Dumnezeu. Și El are foarte multe lucruri nedepline în El și are foarte multă treabă în El. Și dacă am eu ceva să-i spun, Dumnezeu îmi va descoperi. Și decât să cadă în cuvânt, mai bine tac. Și vedem după aceea dacă e nevoie de cuvânt. O să vedem dacă se strige din El, o să iasă afară, o să ne spună de mai multe ori. Și după aceea vedem dacă acea nevoie e reală și după aceea venim să spunem. Că mărgăritarea nu trebuie aruncată oriunde. Deci, viața spirituală înseamnă o absență a presiunii de bine asupra celor. Aici, în textul acesta, se vede că presiunea de bine trebuie să lipsească. A face bine împotriva celuilalt sau a face bine fără bunătate, nu e bine. Și că ar trebui să fim mult mai concentrați pe bunătatea pe care ar trebui să o arătăm altora decât pe facerea de bine. Că din cauza asta o religie se transformă într-un discurs moralizator, despre care toată lumea știe deja ce trebuie făcut și nimeni nu vrea să facă, pentru că nu vor să facă de drag.
Și aici e forța unui duhovnicesc care nu vorbește și care, prin felul în care trăiește, seduce pe ceilalți și convinge pe ceilalți. Un om spiritual se vede când eu nu am pacea lui, eu nu am lumina lui, eu nu am răbdarea lui. El nici nu trebuie să vorbească, eu deja sunt fi spiritual. Și de unde știu că e spiritual? Pentru că are ce am eu. El are lucruri pe care eu nu le-am. Eu îl văd cum este. Deja cuvintele lui au altă valoare dacă el începe să vorbească. Pentru că felul lui de a fi este altul. Deci nu este un creștinism psihologic, cu atât mai puțin filozofic, care vorbește ceva, care citează ceva, ci este un creștinism care mai întâi trăiește și care se califică sau se adeverește, în primul rând, prin cantitatea de dragoste pe care mi-o arăți. Arată-mi atenția ochilor tăi, arată-mi cât de des ești dispus să mă îmbrățișezi, cât de dispus ești să mă asculți, nu-mi spune câte citate știi, sau cât de multe rogi. Nu spunem cât de mult simți rănile rătăcirii mele în sufletul tău. Și cât de mult lăcrimezi pentru mine. Și cât de dispus ești să-ți jertfești liniștea ta pentru mine. Venind și stă cu mine. Nu turuindu-mi citate și spunându-mi teologia Sfinților Părinți mai înainte de a-mi da o cană cu apă. E foarte importantă dimensiunea aceasta între ajutorări sau bunătăți arătată către ceilalți. Și temeiul acesta al bunătății stă, de fapt, în faptul că toate au fost făcute bune, ne spune textul Scripturii de la început, Dumnezeu s-a uitat asupra tuturor celor pe care le-a făcut și a văzut că sunt bune, foarte. Și că binele acesta transpiră prin orice. Un om duhovnicesc vede bine peste tot în creație. Vede binele din tot semenii. Chipul lui Dumnezeu în ei, strădania lor. Vede binele acesta peste tot, care exercită o presiune imensă asupra lui, el văzând numai bine peste tot, devine foarte încărcat de responsabilitatea și de conștiința că trebuie să facă și el la fel de mult bine. Pentru că el, nevrednic fiind și având sentimentul multor păcate pe care le face, are senzația că primește prea mult bine de la Dumnezeu. Că pasărea aceea cântă prea frumos pentru urăciunea sufletului lui. Că copilul lui îl îmbrățișează și el este un tată nevrednic. Că soția îl privește cu drag și nu merită dragostea ei. Că mama l-a educat multă vreme, dar el n-a învățat de la tânsa tot ce trebuia. Și atunci el are senzația nevredniciei. Și are senzația aceasta nevredniciei se dublează cu fiecare moment pe care văd un alt bine care vine către mine. Și de aici dorința obligatorie de a face și eu mult bine oamenilor, pentru că eu nevrednic fiind mult bine am primit. Deci există o presiune de bine care vine din creație, există o presiune de bine care vine din ceilalți. Și aceasta, pentru un creștin, este definitorie. Dacă noi nu suntem cei care mărturisești binele de peste tot, care vorbește despre cel bun care a făcut bune pe toate, și nu vorbim despre umplerea tuturor, inclusiv a suferințelor, de binele despătimirii prin jertfa lui Hristos, nu mai are cine să facă lucrul acesta. Dar nu există un adevăr mai deplin decât aici, în Biserica lui Hristos, și nu există oameni care, crezând ceva, să poată răspândi mai multă lumină decât o fac creștinii. Acum, dacă noi am rămas la un discurs moralizator, cine mai îmbrățișează lumea? Cine mai este bună cu lumea din oficiu? Fără nicio răsplată. Fără nici un mod de a beneficia de pe urma acelui bine. În fine, și cu asta am încheiat, periclul meu nevrednic prin bunătate. Aici este un text extraordinar, tot în Isaac Sirul, care îmi vorbește despre această bunătate a lui Hristos, care s-a arătat către toți cei păcătoși și care exercită o presiune asupra noastră. Noi trebuie să fim buni cu oamenii, buni mai înainte de a le face bine. Buni în mod nediferențiat. Mie mi se pare asta una din cele mai grele chestiuni. Eu nu reușesc să fiu bun cu copiii mei. Atât cât ei ar merita să fiu eu bun cu ei. Dar ar trebui să fiu bun cu toți copiii. Nu reușesc să fiu bun cu părinții mei atâta cât aș fi dator să fac asta, dar ar trebui să fiu bun cu toți oamenii, mai înainte de a voi să le fac un bine. Bunătatea mea este cea care
care asigură mediul de transmitere a acelui bine pe care vreau să-l fac. Și dacă eu n-am stabilit mediul de bine dintre mine și El cu bunătatea mea, eu nu pot să fac un bun autentic pentru El. Păi Hristos a făcut lucrul acesta calificând, de fapt, prin jertfa Lui, dovada bunătății sale pentru toți oamenii. Da? Și îi spune aici Sfântul Isaac Siru. E o frază mai lungă. Nimic nu poate pricinui zel împotriva altora, zice. În două feluri se poate sădi în chip statornic în cineva un zel față de viețuirea altora. Un zel față de viețuirea altora. În două feluri se poate însămânța în noi acest zel. Din mândrie sau din prostie. În afara acestor două lucruri, nimic nu poate pricinui un astfel de zel. Fie că în ochii lui, propriile lui defecte sunt mai mici decât cele ale oricărui altuia, sau poate chiar crede că n-are niciunul și, drept urmare, se crede în stare să aducă la adevăr pe toată lumea, fie și închipuie că se face prieten al lui Dumnezeu dacă îi urăște pe păcătoși, ceea ce e semnul unei minți negioabe și cu totul străine de orice cunoaștere a lui Dumnezeu. Unul ca acesta nu pare să știe, atenție, unul ca acesta nu poate să știe că Sfinții au primit să moară în tot felul pentru a-i aduce pe ticăloși și ușigași pe calea lui Dumnezeu, din iubire. Cei care știu planul lui Dumnezeu și s-au învrednicit să împlinească voia Lui, se vor lăsa omorâți pentru păcătoși, asemenea Fiului lui Dumnezeu. Adică, vedeți, noi luăm asprimea cuvintelor lui Hristos care a judecat lumea, dar noi nu luăm mărturia iubirii Lui pentru ei. Că El i-a și iubit. Și de aia a avut calificarea sinceră. Ca și dovedit că iubește. Și forța cuvintelor Lui e reală asupra sufletelor lor pentru că e unită cu iubirea pentru ei, dovedită din cruce. Dar noi ne răstignim pentru ceilalți. Ca să facem binele. Și gândiți-vă, în final, la înălțimea aceasta greu de dus a cuvintelor lui Hristos pe care ar trebui astăzi mai ales să o pomenim mult mai abitir în viața noastră de toate zilele. Creștinismul nu este doar fericit. Creștinismul este și această atitudine de bunătate nediferențiată față de toată lumea și iubirea care iubește la fel de mult și pe fratele meu și pe cel care este împotriva mea. Admite Hristos n-ar fi spus binecuvântați pe cei ce vă blestem. Vă faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru cei ce vă vată. Cum adică să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă? Păi ce e mai rău pentru cineva decât să fie blestemat? Ce poate fi mai rău? Ce distanță între mine și semeni e mai mare decât blestemă? Niciuna. Ce trebuie să fac eu în raport cu cel care mă blestemă? Eu sunt binecuvintez. Unde este această absență a reacției rele în postura viețuirii creștine astăzi? Când acela se mă blesteme și eu sunt binecuvintez. Și să nu binecuvintez ironic. Nu se binecuvintez în mod real. Și n-a spus-o doar asta, a dublat-o după aceea. A zis, faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru ceea ce vă fac rău. Deci este exact pe dos. Chestiunea asta este întinderea maximă a iubirii unui om. Unii au citit Evanghelia și au spus, la cuvintele acestea au spus, acesta n-a fost om. Pentru că niciun om nu gândește așa. Este complet în logica oricărei persoane care trăiește în cuprinsul lumii acestea. Deci, sunt cuvinte care pun o presiune teribilă pe viața creștină. Și în cuvintele acestea, unul ca Sfântul Isaac Siru a simțit nevoia să spună că nu ne calificăm atunci când vrem să îndreptăm pe cineva. Că în îndreptarea asta e mai mult ce știu eu decât ce are acela nevoie sau ce poate duce el. De asta e foarte costisitoare starea de bunătate. Nu e ușor de realizat. Și erau multe de spus și despre faptul că are și costuri sociale, dar cumva se subînțelege unde se văd costurile sociale pentru această postură a omului care iubește oricum, pe oricine, pe toată lumea, se roagă pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, nu așteaptă nicio răsplată și se vede pe sine mai nevrednic decât toți. Și nu se pune pe sine ca normă. Și încearcă să iubească și să îmbrățișeze și să fie pașnic cu toți și din felul lui de a fi,
care nu vrea să se instaureze peste cineva, se vede forța extraordinară a credinței lui, care are o sursă de bine, alta decât ce vine din lumea aceasta, care îl ține pe dânsul în picioare și în bunătate, indiferent de ce primește de la cei din jur. Mulțumesc! Crească aluatul lumii acesteia pentru a deveni pâine, trupa lui Hristos. Și ne lăsăm, suntem și neștiutori și temători și mândri și plini de mânie și plini de judecăți. Da. De ce mă numești bun? Dacă Hristos pe sine, dacă El s-a smerit, să zic, de ce mă numești bun? Ce drept am eu să fac?